Și Mario de clasa 1, da? Mario. Mario, haide să stăm repede de vorbă la câteva probleme. Deci, din cine să scad eu pe 75 ca să-mi dea 13? Din cine să scad pe 75 ca să-mi dea 13? 75 plus 13. Deci, de ăla din care descrezutul, trebuie să fie mai mare, da? Mai mare de 75. Și după ce scade pe 75, scade 13. Deci descrezutul ăsta, descrezutul pe care nu știu eu, descrezutul este egal cu cine? 75 plus 13. Și este egal cu, repede, fă-mi calculul, 88. 88. Păi. Din cine să scad eu? Pe 14, după care să apun 25 și să scad pe urmă pe 10 ca să îmi dea în final 3. Când am 14 și cu cine să-l adunăm ca să facem? Noi e bine să facem mai întâi, să vedem cât scădem datoria. Da, 14 și 20. Și atunci pe 25 să-l punem în față. Da? Da. Deci vine 25 minus 10. Minus cât? 3. De ce 3? Dar nu să spunem așa. Deci 25 l-am pus aici, nu știu ce să mai pun aici în față. Poate m-am nevoie de un ajutor, apar n-am. Dar după ce scad pe 14 și până pe 10, pe 14 și până pe 10, adică cât scad în total? Ce scădere fac eu? Faceți 14 minus 10, 4. Dar stai o secundă. Eu scad pe 14 și până mai scad 10. Din ce-o fie acolo. Deci nu cumva trebuie datoria asta să o adun eu pe toată? Noi nu așa făceam? Adică, pe cine să scad? Pe 14. Și acum cu 10, deci am două datorii. Deci trebuie să scad? Da. Cât? 14 și cu 10. 30. 14 și cu 10 cum face? 24 trebuie să scad. Deci vine 25 minus 24 și să dea 3. Să dea 3. Dă 1. Dă 1. Atunci cine mai trebuia să mai vină aici? Cât să mai fi fost aici ca să îmi dea 3 până la 1? 2. 2 că 2 și 25 face că 25. Da. E? Și din care scădem de 24 și iată rămâne 3 de acolo, da? Deci, vezi, țelul meu de întrebare s-a menținut, dar am venit lângă semnul de întrebare cu ajutorul acela, da? Și pe urmă am văzut scăzut și ăsta, scăzut și ăsta, ca să ajung la 3, a fost interesant, deci 2. De practic, cum ai gândit tu de la apărut 2 ăsta? Deci în 25, cât să-i mai pun, pe care se azi 24, să rămână 3. De fapt, tu ai adunat la 24, l-ai adunat pe 3. Să fie diferență de 1, mai era 1, cu 2 de 3. Din cauza asta ai gândit așa, corect. Deci, descrezutul de aici, sau semnul de întrebare, putem nota cu o literă, îl notăm, da? Deci, notăm cu o literă, A mic, A mic. Deci, litera A mic egal cu 2. Și ea face acum proba, așa? Hai să vedem. Vine 2 plus 25 minus 24 este egal cu 27 scăzut 20. Vorbește tu. 27 minus 24 și egal cu 4 este egal cu 3. 3 și totul este perfect, da? Da. 527 minus x sau a egal cu 213. Cine este A? 527 minus 2.
că cineva era pe scăzătorul și află prin operația de scăzire, și descăzătorul se află prin operația de adunare. Da, dar tot nu mecanic vreau să rețin. Vreau să înțelegi așa. După ce am scăzut pe ăsta, pe rămasa asta, înseamnă că scăzătorul ăsta și ăsta trebuie să facă la început de scăzătorul. Nu? Grămada mare. Deci grămada mare era 527. Am scăzut și pe data asta. Da. Adică proba ar fi cum? 527 minus 213. Ăsta ar să fie cine? Ar să fie A, da? A. A, așa. Ar deci, fi 306. Deci, hai să vedem. A, U egal cu 527, zis cu scăzător. 527 minus 213. Spune-mi, te rog, cât face scăderea asta, repede? Minus? Da? Cât face scăderea? Da. Da, face cât, te rog? Face... Bine, ia să facem pentru toți prietenii noștri. Din 7 scăzut pe 3 ți-o dat 4, din 20 pe 10 o singur 10 ți-a rămas, din 500 pe 200, 314 este rezultatul corect. Într-adevăr, hai să facem concret. Din 527 dacă scădem pe 314, ne dă ăsta? Din 527 dacă scădem pe ăsta care ne-a zis noi că iau unii dă oare? Ca probă? Cred că da. Trebuie. Da, ne dă. Neapărat trebuie să ne dea. Ne dă, pentru că... Ia să facem. Dar ne dă un profesor. Ne dă numai ca de tipul, da? Da. A, așa. Uite, 502 minus 201 și minus 137 este egal cu? Da. Ia să vedem cum face. Cum? Cum face? Cum? Facem 500 dăm la o parte. Facem 201 plus 337. Deci acestea fiind datorii, le adun deoparte, da? Ia să rezolvăm și noi. Deci 201 adunat cu 137. Ia să vedem cât face. Plus. Cât face la adunare? Ne-am pus una sub alta, adică și tu sub alta, ca să facem repede, da? Și mă ajuns acum, că eu nu vreau să greșesc. Cât face? 0 plus 3, 3. Nu, luăm de la capăt, dar unități. 8. 3. 3. 3. 338. Deci trebuie să... Din 502, din 502 ce face? Scădem toată la... Datoria mare, da? 338. Minus 338. Le așezăm la scoarta, da? Da, le așezăm la scoarta. Deci așezăm 502 minus 338. Te rog cu voce că eu... 2 minus 1 se poate. Așa. Îl ducem la vecinul. Ai ceva nimic? N-are nimic. Așa la... Următor, la sute. Ai ceva, da. Are. Luăm 100. Câte, într-o 100 câte 10 sunt? Deci 100 e egal cu câte 10? 90. 90 plus 10. 90 plus 10, da. Face 90 plus 10. 100, da? 90 rămân aici. Adică dăm 9 pe cifra 10. Și 10 asta este de deasupra la unități. Da. Și acum zicem. Și acum 10 minus 8, 2, 4, perfect. 90 minus 30, 60. Da. 400 minus 300, 164. Răspuns corect, egal cu 164. Mai puteai tu să faci și tu un alt mod? Adică din 502 scădeai mai întâi pe 201, îți dea un rezultat. Tu mă scădești pe 137. Mergi mai mult timp, da? Hai să-l arătăm prietenilor noștri că ideea care avem noi este mult mai deșteaptă. Deci, hai să facem așa în ordine aceasta, dacă îi dă tot același răspuns. Deci 502 scădem mai întâi pe 201,
îl iau pe rând. Deci nu poți face niciodată, ci pe rând. Scală o dată și pe urmă. La scădere nu se poate minus, minus, minus scala adunare. La scădere trebuie să le iei două câte două. Deci acum prima operație dă un rezultat, tocmai iar scad, ce se întâmplă? 2 scăzut 1. 2 scăzut 1, 1, 0, 0, 0. Da. 5, 2, 3. 3. 3, 1. Din rezultatul ăsta scădem pe 137. 137. Și ia să vedem dacă merge treaba. Minus. Cât? Din 301 scădem pe 137, adică din rezultatul operației făcute înainte scădem pe asta. Ia să vedem. Ce mai vrei? 1,7 mi se poate, cel la puțin mare, cel la mic 100, 100, 90. 90 plus 10. Deci aici rămâne 9 și aici e 10. Din 10 scădem pe 10 și la aici scriu 2. Da. Și vine 7 4. Din 10. Da, este corect. 4, 6, 1. 164. Deci la aceeași rezultat. Dar cum aici trebuie să faci operațiile, nu poți face minus minus deodată. Când ai cu mai mulți de minus, îi adun pe ăștia toți, vezi un rezultat și tot am scat, da? Uite, mai facem una și până mai trecem la altceva. 901 scăzut 147 minus 159 și minus 298. Egal cu? Egal. Nu se poate toate să le scădem. Aici facem 901 la final. 147, 159, 298. Le adunăm. Așa, deci datorii. Toate astea sunt datorii. Le adunăm să vedem datoria mare. Ia să facem de parte. 147. Da, 159 și 298. Ia să datorăm să vedem ce ne iese. Nu? Da, 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 da. S-a zis că toate datorile astea, toate le adunăm. 98. Ia să vedem cât face. Atenție totdeauna la unități. Mario, hai să stabilim pentru toată viața de acum. Nu începem cu sutele, cu unitățile. Hai să zicem. 24. Aici au făcut 24? Cum ai făcut să mă opri și pe mine? Da, 24. E bine 24? Da. 7 și cu 9. Cum ai făcut? 7 și cu 9. 16. Da. 26. 16, deci 7, 9, 16 și 8? 26. Și 8? 6, 7 și 9, 16 și 8? 16 și 8? 24. Păi 24, ai zis bine la început, dar te menții, ești hotărât? 24, 4 și 20. Ăstea 20, trec la 10, 2, trece aici. Și zic. 600. Nu, 60. 60 plus 50, 110. Și cu 90? 110 și cu 90, 200. 200. 0 la 10 și cele 200. Trec acum 2, trece la 100 aici. 604. Cât a făcut 600? 604, corect. Deci egal cu 901. 901 minus 604. Deci, în loc să scădem, ne-am adunat toată diferența asta, tot ce am dat. Una sub altele. Deci, dumneavoastră, una sub altele se face mult mai bine, mai mult. 901 minus 604, egal cu. Am depășit. Hai, te rog. Un minus 4 nu se poate, ne împrumutăm de la 10, ne avem nimic, ne împrumutăm de la 100. Așa. Thank you.
9 scrim aici, 10 deasupra. 6 și cu 1 fac 7. Deci face 7 de aici, da, la unite 7. 9 minus 0, 9. Corect, la cifra 10, da? 7, 8, 6, 200. Deci, am spus corect, 297 pare să nu este rezultatul corect. Da. Egal cu 297. Spune-mi, te rog, ai pierdut mai mult timp dacă făceai. Din 901 scazi pe ăsta. Îți dă un rezultat. Da. Scazi pe 159. Îți dă un rezultat. Scazi pe 294. Ai alt rezultat. Cred că pierdeai mult mai mult timp, nu? Da. Deci, prietenilor noștri să-i spunem așa, că dacă dintr-un număr au descăzut mai multe numere, cele care sunt cu minus să le adune și să facă un rezultat din care să se vadă datoria toată și pe aceea să meargă mai departe. Dar dacă ți-aș da așa, uite, 275 minus 301 plus 415 minus 527 plus 300, cum ți-ai descurcat tu aici? Oh. Cele cu plus le adun și cele cu minus le adun. Cele cu plus le pui în primul rând, da? Deci 275 plus 415 plus 300, din care ce să scazi? Pe 301 minus 527, da? 301 și minus 527. Și ăsta toate le adun. Că toate le poți amâna cu sumă sub alta, la fel ce le scazi, da? Adică de la adun pe cele cu minus și faci următoarea scădere. Hai să facem repede. 275 cât este ceasul plus... Și 20, mai aveți 10 minute. Mai aveți 10 minute. Da. Nu liniștit, nu vă grăbim. Atenție. Deci 275 plus 415 plus 300, da? Ăștia cu plus îi adunăm pe toți. Deodată, spune-mi cât face toată chestia asta. Și 300. Da. 300. Gata. 5 cu 5, 10. Da. 0, 0, 0. Da. 800 plus 100 plus 10. Aici ce pun? Ce pun aici? Aici pui 9. Aici, păi, la 10 spunem, să pun 9, dacă ai avut o 10 și ai pus-o aici. La sute? 9. La sute, să pun 9. Fac 990. Deci egal cu 990 minus... E, acum, ce facem cu astea două? 301 și 527? Fiindcă... Le adunăm. Le adunăm deoparte. Deci 301 adunat cu 500... 27 și face cât? Va da 700. 700 ceva. Nu mă, lasă cu sutele. Ia văd ușor la unități, tot timpul am vorbit. Egal cu cine? Vorbește, vorbește, nu știu ce să fac. Să scriu. A, 301 și 527. Ia să vedem. 1 din 7, da. 0 și 2, 2. Da. 3 plus 5, 7. 7. Am spus că de aia cu 7. 728. Deci minus 728. Da? 728 și egal cu cine? Totul nu e să doar că-ți plac și ți-e foarte tare. Deci 990 minus 728. Și iată să vedem la scădere cât urmează. Da? 800, da? 828. Foarte bine. 828. Mai păcălit. 3 cu 5, 8 facem aici. Mă, 35, 8. Da, mă, mai păcălit. Mă rog că au finit băieții și observat. Atenție, nu mă mai păcălește. Da? Deci, 828. Și acum am zis ceva. 8 din 10. Nu
480. Și acum să vedem cât face scăderea. Mai bine. 0 minus 8, 0, nu se poate, ne promutăm de la 10. 10 minus 8, 2. Da. 80 minus 20 face 60. Da. 60. Și 900 minus 100, 100. 162 răspunsuri corecte. Uite, Virgil are, ești atent un pic? Da. Virgil are 30 de ani. Da? Virgil, 30 de ani. Ana are cu 7 mai puțin decât Virgil. Cât? Da. Și mai ales ce trebuie? Deci, atâta. Ana are cu 7 mai puțin, cu 7 ani mai puțin decât Virgil. Deci, un copil? Nu, nu, nu mai face rău. Deci, Virgil are... Da, Virgil 30 de ani. 30 minus 7. Deci, Ana are cu 7 mai puțin. 30 minus 7, 23. 23 de ani. Dar dacă spuneam Virgil are cu 7 ani mai puțin decât Ana. Ia să fie așa. Virgil are... Adică 23. El are... Câte ani zice-o pe 30. 30. Și Virgil are cu 7 ani mai puțin decât Ana. Câți ani are Ana? Făceam 30 minus 23. Deci, atent, e de tare problema. Deci, Virgil are 30 de ani. 23 minus 70. Ana, Virgil, are cu 7 ani mai puțin decât Ana. Câți ani are Ana? 23 minus 7. Hai să luăm de-a. Deci, luăm deoparte. Deci, Virgil are 10 ani. Tot Virgil are cu 7 ani mai puțin decât Ana. Virgil are cu 7 ani mai puțin decât Ana. Câți ani are Ana? Deci, Virgil are... Clar, 10 ani. Da. Virgil are cu 7 ani mai puțin decât Ana. Câți ani are Ana? 3 ani. 10 cu 7, 3. Deci, vedeți cum zic aici. Virgil are cu 7 mai puțin decât Ana. 10 ani. Dintre cei doi, care e mai mare? Atenție. Virgil are 10 ani, știi bine. Ha? Dar Virgil are cu 7 ani mai puțin decât Ana. Are mai puțin. Și câți ani are Ana dacă Ana e mai mare? 7. Păi vezi, mă, m-ai ținut așa, mă, într-o stare de asta. Deci eu îți vedeți, ți-am spus. Virgil are atâta. El, Virgil, are cu atât mai puțin decât Ana. Ana, e clar că are în față. Da, mult. Asta a fost povestea. Da? Da? Ia să vedem încă o dată, să mai dau încă o problemă. Ana are 5 ani. Virgil cu 7 mai mult ca Ana, cu 7 mai mult ca Ana și și cu 10 mai puțin ca Ioana. Câți ani are Ioana? Deci Ana are 5 ani. Ana are 5 ani. Virgil cu 7 mai mult. Ce cu 7? Deci, da, la Ana știi foarte bine. Ai clar acum în minte. Ana are
Cât ai spus? Ana are 5. Plus 7. Deci Ana are 5. La Virgil ai zis, Virgil, 5 plus 7, adică 12. 12. Și Virgil are cu 10 mai puțin decât Ioana. 12 plus 10. Asta e. 12 plus 10. Deci Ioana, sau Ioana, Ioana, are fostul 12 al lui Virgil, plus 10, că el, Virgil, e în urmă față de Ana. 22. Ani. Câți ani vor avea împreună cei trei frați peste 4 ani? Peste 4 ani. Împreună se adună pe toți? Peste 4 ani. Câți ani vor avea împreună cei trei frați peste 4 ani? Câți ani vor avea împreună? 43. Cum ai făcut? Nu. Adică? 5 cu 4, 9, și cu 12, 21, și cu 22, 43. De ani. Peste 4 ani, ai zis, nu? Peste 4 ani. 43. Dar câți vor avea peste 4 ani cei trei frați împreună? Ci Virgil a rămas la 12 ani. Nu. Cât se va avea peste 4 ani, Virgil? 6. Ai văzut? Dar Ioana? 27. Ai, peste 4 ani trebuia să-mi adune așa. Cât? 9 plus cine? 9 plus 16. Așa, și plus? Plus 26. Plus 26. Asta e peste 4 ani. Ai văzut? Așa da! Așa da! Deci vezi că trebuia să simți pe că fiecare s-a modificat. Doar nu a trăit. Încă 4 ani fiecare în parte. Da. Deci iată că am mai făcut câteva probleme interesante, ne oprim aici. Faci următoarele sume acasă. Deci vreau... Da. Le scrie... Scrie mari. Da. Iată sumele acestea. Deci, 101 minus 102 plus 103 minus 104 plus 105 minus 106 plus 107 minus 108 și plus 20 egal cu 23 minus 32 plus 45 minus 54 plus 67 minus 76 plus 85 minus 94 și plus 100 egal cu plus 200, hai să zic. Plus 200. Așa. Și următoarea problemă. Ana, Virgil și Ioana. Virgil are 15 ani. Ana cu 3 mai puțin decât Virgil. Da, cu 3 mai puțin decât Virgil. Și deci Ana cu 13, cu 3 mai puțin decât Virgil și cu 7 mai puțin decât Ioana. Și cu 7 mai puțin decât Ioana. Da? Deci, Virgil are 15 ani.
Ana cu 3 mai puțin decât Virgil și cu 7 mai puțin decât Ioana. Câți ani au împreună cei 3 frați? Câți ani au împreună cei 3 frați? După 5 ani. Câți ani au împreună cei 3 frați? După 5 ani. Ana are 12 ani. Ana are 12 ani. Și Virgil are 20 ani. Atenție! Dar de Ioana trebuie să afli. Că Ioana are mai puțin decât Ana, cu 7 ani. Da. Trebuie să afli tine Ioana și tu rupești de 5 ani de fiecare. Hai să știu. Cum zici? La revedere! Bă, da, like și share, foarte important. La revedere!